În toate grădinițele din capitală se vor livra produse de aceeași calitate, origine și la același preț, după ce a fost semnat un acord comun între Direcția Educație și responsabilii din fiecare sector al Chișinăului. Anunțul a fost făcut de către primarul general al capitalei, Ion Ceban. Obiectivul acestui acord este creșterea eficienței achizițiilor publice și utilizarea optimă a mijloacelor financiare, precum și asigurarea unui meniu unic în grădinițele din municipiul Chișinău. La sfârșitul săptămânii curente, potrivit primăriei, va fi lansată procedura de achiziții privind procurarea produselor.